Aici este intră fără acreditare. Bine că individul este un personaj. Nu o facem dintr-un interes politicianist, nu o facem pentru că vrem să anexăm politic niște simboluri. Facem asta pentru că istoria rezistenței din Moscova, dar altfel toată istoria luptei comuniste din România este indisolubil legată de istoria acestui partid istoric. Foarte puțin cunosc faptul că mulți din Amara Hrâmbuțoiu au fost membri de seamă ai Partidului Național Țărănesc, ca Ionica Lache, un alt partid al Lucian Comunită, mort în semnițele acestui a fost bine apropiat al familiei Arnăuțoiu și chiar martor la anunța doamnei Elena Arnăuțoiu. De aceea nu este doar gest firesc să ne implicăm în campania atât de terminarea monumentului de lângă Târgu Jiu, este chiar o obligație morală a PNTCD-ului. Cum am lăsat pe internet un cont bancar unde se pot depune bani pentru terminarea monumentului, de asemenea sperăm să dăm investiții resurse și pentru amenajarea acelui loc. Ne-am dorit enorm ca prin plantarea a 130 de trei, în amintirea celor 130 de lucrători anticomuniști de acolo, să putem aduce un omagiu. Avem alături de noi Măsală și prezidenta care s-a implicat cu tot sufletul în această campanie și care a venit în seara aceasta să ne transmită mesajul doamnei Elena Iona Hrâmbuțoiu în legătură cu această campanie. Domnule profesor Nedelcu. Sunt Cătălin Nedelcu, sunt profesor de istorie în localitatea Coșești, de pe Valea Râului Doamnei, la 40 de kilometri de Mușoara. Foarte pe scurt o să vă povestesc cum am ajuns eu aici și care este legătura mea cu doamna Elena Ion Arnăuțoiu, mătușa dumneavoastră. Acum câteva luni, în septembrie, am ajuns la Câmpul Lung grație unui număr de telefon pe care mi l-a dat domnul Constantin Vasilescu, eu și soția mea, și am rămas foarte impresionați de doamna Elena Ion Arnăuțoiu, care este o femeie extraordinară, zic eu, o doamnă din Liga Femeilor Extraordinare. Așa am aflat și de monument, de soarta acestui monument, care încă din 1997 ar fi trebuit să fie construit. Vă dați seama, a trecut doar 17 ani. În aprilie am revenit la Câmpul Lung cu un coleg de-al meu de la Vâlcea, Florin Epure, care este director la Direcția de Cultură Vâlcea, și a fost să realizez o emisiune cu doamna Elena. Eu i-am zis, Florin, deci mergem acolo, dar haideți să începem să facem ceva pentru acest monument, să reușim să cumva, prin legăturile pe care le ai tu, prin ceea ce vor vedea spectatorii tăi, poate este o speranță să se termine. Da, doar 16 ani au trecut. Și am fost, am vorbit cu doamna, Florin a fost foarte activ, după aceea a dat telefoane peste tot unde a putut și el. Eu am scris pe blogul meu mirabilismundis.ro despre acest monument. Am afișat pe pagina mea de Sine Sfânt în închisurile comuniste. Peste 1000 de vizitatori au văzut. Mi s-au lăsat comenturi că vor să ajute diverse persoane. Chiar și domnul Liviu Mihaiu mi-a lăsat un coment că ar vrea să aducă niște bani. Și, până la urmă,
Tot pe Facebook am reușit să ajung și la domnișoara Irina Tomescu. Totul, cred că dintr-o întâmplare. Și astăzi să vin în fața dumneavoastră să vă spun despre acest monument. Am vorbit și ieri cu doamna Elena și mi-a spus să vă transmit că este dorința dânsei cea mai aprinsă, practic ultima dorință, să-l vadă terminat. Dânsa are 95 de ani, se deplasează foarte greu, nici nu mai vede bine, dar cu tot sufletul vrea să vadă terminat acest monument. Și de aceea m-am implicat și sunt sigur că și dumneavoastră o să vă implicați, poate dând 50 de lei sau 100 de lei, sau implicându-vă într-un alt mod. Și o să vedem anul acesta, poate în vară, terminat acest monument. Eu inclusiv cu doamna Ioana Raluca am vorbit pe mail, i-am povestit despre demersurile mele, însă cred că este dezamăgită. Și bineînțeles că are de ce. Urmăream aseară o emisiune la Marius Turcă Show din 2004 cu dumneavoastră, cu domnul Regi Mihai, cu doamna Aurora Liceanu. Și pur și simplu, parcă a fost un deja viu. 10 ani nu s-a întâmplat nimic. Numai că nu era vorba despre alt monument. Monumentul Elisabetei Rizari. Și acum suntem în pragul alte monument. Acum 4 ani s-a făcut ceva, să zicem. A fost baza. Putem să vedem o imagine. O să le publicăm pe internet, în cadrul campaniei. Și ar mai fi nevoie doar de o cruce, de numele dălbirii ale eroilor și de ceva amenajat acolo. Despre cât bani ar fi vorba, de 100 milioane, de 50, 900, dar este ultima dorință a doamnei Elena și nu numai a dânsei sunt sigur. Și mai mult ar fi dânsa ceva, chiar dacă într-un fel pesimist. Spunea, domn profesor, nu-mi place cum e țara noastră acum, nu-mi place deloc cum e țara noastră. Și eu vă invit să îi spune doamna Elena că puteți să faceți ceva pentru țara asta să fie un pic altfel, acolo unde sunteți dumneavoastră. Eu ca profesor de istorie, într-o localitate de care n-ați auzit niciodată, Coșești. Da? Sau dumneavoastră, cercetători, poate prosperă, da? Prosperă. Pentru unii cu... Pentru mine, nu neapărat. Da. Ăsta este mesajul pe care îl transmit și vă invit să intrați și pe blogul meu și pe pagina mea de Sine Frântele Divizorile Comuniste ca să încercăm să facem un pic de mișcare și cine știe, poate că reușim. Mulțumesc! Da.